Gabi, mulțumim pentru aceste informații. Medicii lansează un nou avertisment. Tot mai mulți copii sunt diagnosticați cu COVID-19. Ministerul Sănătății anunță că în acest moment 241 de copii infectați cu noul coronavirus sunt internați în spitalele din țară. 8 dintre ei sunt la terapie intensivă. Până în prezent, 3 decese au fost înregistrate la copiii până la 9 ani și 2 la grupa 10-19 ani. Înmulțirea vizibilă a cazurilor COVID la copii îi face pe medici să îndemne la precauții majore pentru perioada următoare. Ministrul Educației a precizat că rata de infectare în școli este una foarte mică, de sub 1% în rândul elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar. Dar decizia de închidere a unităților de învățământ a fost luată ca o măsură de prevenire. În 3-4 săptămâni ar trebui să începem să vedem în 2 săptămâni ar trebui să vedem o stagnare, în 3-4 săptămâni să începem să vedem o ușoară scădere. Dar deschiderea școlilor nu se poate face în siguranță decât atunci când rata de incidență scade măcar sub 1,5, sub 1. În alte țări, vedeți că în Australia au oprit lockdown abia când au ajuns la 0. Premierul Ludovic Orban a precizat că nu prezența la școală duce la infectare, pentru că acolo elevii sunt sub supravegherea cadrelor didactice, ci sunt date care indică faptul că celelalte activități în care adolescenții nu sunt în interiorul școlii, nu sunt sub supravegherea părinților și riscul de transmitere crește. Dacă imediat ce am coborât din sub 3 deschidem școlile, în mai puțin de 2 săptămâni vom fi înapoi peste 3 și va trebui să le închidem din nou. Deci, din acest punct de vedere, cred că trebuie să găsim soluții mai permanente. Această iarnă va fi o iarnă lungă și grea. În primăvară, sigur că deodată cu ieșirea afară, din nou va scădea rata de transmitere a virusului. Pneumonia este cea mai frecventă complicație în timpul infecției cu noul virus. Din nefericire, chiar și scăpați de faza acută, cei mici rămân vulnerabili la un sindrom care nu apare la adulți. Sindromul pediatric inflamator multisistem e o afecțiune rară și gravă, care apare la câteva săptămâni după expunerea la SARS-CoV-2. De la începutul pandemiei și până în prezent au fost infectați cu noul coronavirus aproape 20.000 de copii.